Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu-Severin este în curs de reabilitare și modernizare. Proiectul demarat în toamna anului trecut are un mare succes datorită implicării active autorităților județene, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a fost în cursul zilei de astăzi pe șantierul de lucru, verificând stadiul lucrărilor în valoare de peste 10 milioane de lei. În ultimii ani, președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a acordat o atenție sporită sistemului de sănătate din județul nostru, reușind să atragă fonduri europene și să aloce din fonduri ale Consiliului bani pentru investiții importante în reabilitarea, dotarea și modernizarea spațiilor dedicate îngrijirii sănătății cetățenilor. Infrastructura medicală a fost tot timpul o prioritate în ceea ce privește fondul de investiții al Consiliului Județean, acest proiect fiind realizat cu un buget de peste 10 milioane de lei, dintre care 2,5 milioane de lei au aparținut Consiliului Județean Mehedinți. Prin acest proiect, viitorilor pacienți li se vor pune la dispoziție 16 saloane prevăzute cu grup sanitar individual. Personalul medical va avea toate condițiile necesare desfășurării activității medicale, iar pentru depozitarea materialelor medicamentoase și a deșeurilor vor fi construite două corpuri noi de clădire. Președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu se declară mulțumit în urma verificării făcute pe șantierul în lucru al secției boli infecțioase. Scopul vizitei sale fiind acela de a se asigura că lucrările merg conform planului de execuție și pentru a preveni eventualele probleme care ar putea să apară. Acesta s-a asigurat că lucrările sunt propice și se produc în condiții optime, deoarece se intenționează finalizarea proiectului până la sfârșitul acestui an. Am venit în această dimineață pe șantier la un nou obiectiv de investiții pe care Consiliul Județean Mehedinți îl finanțează din fonduri proprii și din fonduri europene pentru Spitalul Județean de Urgență. În concret, vorbim despre secția de boli infecțioase, unde nu am putut începe lucrările în anii trecuți din cauza faptului că, fiind starea de pandemie, în această clădire au fost internați pacienții care au avut COVID-19. Acesta a fost motivul pentru care lucrările sunt oarecum întârziate, în condițiile în care, vorbind de o finanțare prin programul operațional regional, avem obligația să terminăm această investiție până la sfârșitul acestui an. Tocmai de aceea, constructorul s-a mobilizat exemplar și am venit pe șantier să văd stadiul lucrărilor, să văd modul în care se lucrează și eventuale probleme care apar în implementarea proiectului să încercăm să le corectăm la fața locului, astfel să nu pierdem timpul și să beneficiem și de această vreme bună care permite lucrările. Spuneam că s-a întârziat începerea acestor lucrări pentru că aici au fost pacienți, nu aveam ce face, nu aveam unde interna pacienții bolnavi în perioada de pandemie. Ne-a înțeles și Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia că ăsta a fost motivul pentru care graficul de lucrări nu s-a respectat și a fost decalat. Pe de altă parte, văzând modul în care se lucrează, am încredere că lucrarea va fi terminată la sfârșitul acestui an și din ce văd eu, se lucrează de bună calitate. Vorbim de o clădire destul de veche totuși, care a necesitat inclusiv lucrări la structura de rezistență pentru a fi consolidată această clădire. Se vor face multe recompartimentări. Pe etaj vom avea 16 saloane pentru pacienți. Fiecare salon va avea grup sanitar propriu. Personalul medical va avea cameră de gardă, va avea toate încăperile necesare unei bune funcționări și în același timp pentru a primi autorizația sanitară de la DSP. De asemenea, în imediata vecinătate se vor mai construi două corpuri noi necesare pentru depozitarea medicamentelor, a gunoiului menajer, a tuturor celorlalte materiale care trebuie depozitate. Care este valoarea investiției și cu cât contribuie? Valoarea investiției este de peste 10 milioane de lei, iar Consiliul Județean Mehedinți contribuie cu aproximativ 2,5 milioane de lei. Reprezentantul constructorilor declară că proiectul se desfășoară în parametri normali și de asemenea susține că până la sfârșitul anului mehedințenii vor beneficia de servicii medicale de calitate superioară datorită eforturilor depuse de Consiliul Județean Mehedinți sub coordonarea președintelui Aladin Georgescu. În
momentul de față, după cum se poate observa, o parte din lucrări sunt deja finalizate. Vorbim despre dezafectarea pereților interior, pereților exterior, desfacerea acoperișului. Au fost demarate lucrările de consolidare a fundațiilor. Intenționăm la sfârșitul acestei luni consolidarea fundațiilor să fie finalizată, astfel încât de la începutul lunii viitoare să putem demara operațiunile de consolidare a pereților interior și exterior, precum și instalațiile electrice și sanitare care urmează să fie înlocuite și refăcute în totalitate. Totodată, din luna februarie, dorim să demarăm lucrările pentru cele două corpuri bune ce urmează a fi executate și care la finalul contractului vor asigura împreună cu corpul existent fluxul medical necesar ca la finalizarea completă a lucrărilor mehednicienii să beneficieze de un spital la standarde europene. Vremea ne permite să lucrăm, în momentul de față avem temperaturi pozitive, deci toate categoriile de lucrări pot fi abordate. Consider că la sfârșitul anului, cel târziu, lucrarea poate să fie predată către Consiliul Județean, care este beneficiarul investiției actuale. La cât la sută este investiția în acest moment? Păi putem să avansăm un procent de un 30-35% în contextul în care categoria de lucrări mai dificile, mai delicate au fost executate. Asta ne permite să sperăm că la sfârșitul anului lucrările sunt complet finalizate. Și de această dată, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean, s-a implicat și s-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității, acesta asigurând condiții de calitate pentru cetățenii din județ. Încă o dovadă a faptului că un județ poate să prospere fără încetare, sub aripa protectoare a unei autorități implicate, plină de empatie față de semenii noștri.